Eseu despre orbire, de José Saramago. Dacă poți privi, vezi. Dacă poți vedea, observă. Discul galben se ilumină. Două automobile din față accelerară înainte să se aprindă lumina roșie. Deasupra trecerii de pietoni se ivi semnul omului verde. Oamenii care așteptau porniră să traverseze strada călcând peste dungile albe, vopsite pe cuvertura neagră de asfalt. Nimic nu seamănă mai puțin cu o zebră, totuși, așa îi se spune. Șoferii nerăbdători, cu piciorul pe pedala de ambreiaj, își țineau mașinile încordate, avansând, dând înapoi ca niște bidivii nervoși ce presimt plesnetul biciului. Pietonii trecuseră, însă semnalul de voie pentru mașini va mai întârzia câteva secunde. Unii pretind că această zăbavă, în aparență atât de neînsemnată, înmulțită cu miile de semafoare existente în oraș și cu schimbările succesive ale celor trei culori ale fiecăruia, reprezintă una dintre cauzele cele mai importante ale gâtuirilor circulației rutiere sau ale ambuteiajelor, dacă vrem să folosim termenul curent. Lumina verde s-a aprins în final, brusc mașinile au demarat, dar pe dată s-a băgat de seamă că nu porniseră toate. Prima din șirul din mijloc stă pe loc. Are probabil o problemă mecanică oarecare, accelerația desprinsă, schimbătorul de viteze înțepenit sau vreo stricăciune la sistemul hidraulic, frâne blocate, sistem electric avariat, dacă nu cumva i s-a terminat pur și simplu benzina, n-ar fi prima dată când se întâmplă. Noul grup de pietoni se adună pe trotuar, îl vede pe șoferul imobilizat gesticulând în dosul parbrizului, în timp ce mașinile din spate claxonează frenetic. Câțiva șoferi au sărit în stradă, gata să împingă mașina rămasă în pană, să nu mai împiedice traficul, bat furios în geamurile închise. Omul dinăuntru își întoarce capul spre ei, la stânga, la dreapta, se vede că strigă ceva, după mișcările buzelor se înțelege că repetă un cuvânt, nu unul, două, într-adevăr așa e, așa cum se constată când cineva în sfârșit reușește să deschidă o ușă. Sunt orb. Nimeni n-ar fi spus. Examinați așa cum sunt în acest moment, pe fugă, ochii omului păreau sănătoși. Irisul se prezintă neted, luminos, sclerotica albă, compactă ca porțelanul. Pleoapele lărgite, pielea crispată a feței, sprâncenele arcuite deodată, toate acestea, oricine își poate da seama, arată că e răvășit de spaimă. Cu o mișcare rapidă ce era la vedere, dispare în dosul pumnilor încleștați ai bărbatului, de parcă ar fi încercat să rețină înăuntrul minții ultima imagine captată, o lumină roșie, rotundă, de pe un semafor. Sunt orb! Sunt orb! Repeta cu disperare în timp ce îl ajutau să iasă din mașină, iar lacrimile țâșnind îi făceau să pară mai strălucitori ochii despre care spunea că sunt morți. Trece! O să vedeți că trece! Câteodată e de la nervi! Spunea o femeie. Semaforul își schimbase din nou culoarea, trecătorii curioși se apropiau de grup, iar șoferii din spate care nu știau ce se întâmplă, protestau împotriva, credeau ei, unui obișnuit accident de circulație, vreun far spart, niscaiva bară îndoită. Nimic n-ar putea justifica agitația. Chemați poliția! Țipau. Ridicați rabla asta! Orbul murmura. Să mă ducă cineva acasă, vă rog. Femeia care vorbise despre nervi, își dădu cu părerea că ar trebui să cheme o ambulanță să-l ducă pe bietul om la spital, dar orbul spusese nu. Nu asta dorea. Cerea să fie condus până la ușa clădirii unde locuiește. E la doi pași, făceți-mi un bine. Dar mașina? Întrebă un glas. Alt glas răspunse. Cheia e la locul ei. Urcați mașina pe trotuar. Nu e nevoie, interveni a treia voce. Am eu grijă de mașină și îl însoțesc eu pe domnul acasă. Se auziră murmure de aprobare. Orbul se simți prins de braț. Veniți, veniți cu mine, îi spunea același glas. Îl ajutară să se așeze pe locul de lângă șofer, îi atașară centura de siguranță. Nu văd, nu văd, murmură printre lacrimi. Spuneți-mi unde locuiți, îi ceru celălalt. Prin geamurile mașinii pândeau chipuri vorace, avide de noutate. Orbul își ridică mâinile în dreptul ochilor, le agită, nimic, parcă aș sta în ceață.
parcă aș fi căzut într-o mare de lapte. Dar orbirea nu e așa, spuse celălalt. Orbirea se spune că e neagră, dar eu văd numai alb. Poate că avea dreptate cu coana. O fi de la nervi. Nervii sunt lucrul aracului. Eu știu mai bine ce e. O nenorocire. Da, o nenorocire. Spuneți-mi unde stați, vă rog. În același timp se auzi sfărăitul motorului. Bâlbâindu-se, ca și cum lipsa vederii îi slăbise memoria, orbul pronunță o adresă, apoi spuse: Nu știu cum aș putea să vă mulțumesc. Iar celălalt spuse: Ei, n-are importanță. Azi dumneata, mâine eu, nu știi ce ne pregătește soarta. Aveți dreptate. Când am plecat azi dimineață de acasă, cine ar fi crezut că o să pățesc așa necaz? De ce nu plecăm? Întrebă. E roșu, răspunse celălalt. A, făcu orbul și început din nou să plângă. De acum înainte, nu va mai ști când e roșu. Așa cum spusese orbul, casa lui era aproape, dar trotuarele erau ocupate toate de mașini, n-au găsit spațiu unde să poată parca mașina. De aceea au fost nevoiți să caute un loc pe o stradă transversală. Acolo spațiul era atât de îngust, încât locul de lângă șofer se afla la numai câteva decete de perete, drept care orbul, ca să nu se chinuie târându-se de pe un loc pe altul, schimbătorul de viteze și volanul în cale, a trebuit să coboare primul. Dezorientat în mijlocul străzii, simți că îi fuge pământul de sub picioare. Încercă să-și domine disperarea care îi urca în gât, își agită mâinile în fața ochilor, nervos, de parcă ar fi notat în ceea ce numise o mare de lapte. Și aproape că deschise gura ca să strige după ajutor, când în ultima clipă, mâna celuilalt îi atinse ușor brațul. Calmați-vă! Vă conduc! Merseră foarte încet. De teamă să nu cadă, orbul își târșia picioarele, potignindu-se în denivelările asfaltului. Aveți răbdare! Aproape am ajuns! Murmură celălalt. Și puțin mai târziu îl întrebă. E cineva acasă ca să aibă grijă de dumneavoastră? Iar orbul răspunse. Soția mea nu cred că a venit încă de la servici. Eu s-a întâmplat să plec azi mai devreme și uite ce am pățit. O să vedeți că nu-i nimic grav. N-am auzit niciodată să fi orbit cineva așa deodată. Și eu care mă lăudam că nu port ochelari, n-am avut niciodată nevoie. Vedeți? Ajunseră la ușa clădirii. Două femei din vecini urmăreau curioase scena. Uite-l pe vecin cum i-a adus de braț. Însă niciuna din ele nu se gândi să întrebe, va intra ceva în ochi? Nu le-a trecut prin minte, așa că nu putea răspunde, da, mi-a intrat o mare de lapte. Ajunși înăuntru, orbul rosti. Vă mulțumesc din suflet, iertați bătaia de cap pe care v-am provocat-o. De aici mă descurc și singur. Ei, asta e bună. Urc cu dumneavoastră. Nu m-aș simți bine dacă v-aș lăsa aici. Intrară cu greu în ascensorul strâmt. La ce etaj stați? La 3. Nu vă imaginați ce recunoscător vă sunt. Nu mulțumiți. Azi dumneavoastră, da, aveți dreptate, mâine dumneavoastră. Ascensorul se opri, ieșiră. Vreți să vă ajut să deschideți ușa? Cred că pot să o fac singur. Scoase din buzunar un mic inel cu chei. Pipăi una câte una pe partea crestată. Asta trebuie să fie, spuse. Și atingând brusc cu vârfurile degetelor de la mâna stângă, încercă să deschidă ușa. Nu e asta. Dați-mi voie să vă ajut. Ușa se deschise la a treia încercare. Atunci orbul întrebă, ești acasă? Nimeni nu răspunse. Iar el, n-am spus eu, n-a venit încă. Cu mâinile întinse bâșbâind, o luă pe coridor, apoi se întoarse cu grijă, orientându-și fața în direcția unde credea că se află celălalt. Nu știu cum să vă mulțumesc, rosti. Nu mi-am făcut decât datoria, explică bunul samaritan. Nu mulțumiți. Apoi adăugă, vreți să vă ajut să vă așezați, să vă țin companie până se întoarce soția dumneavoastră? Deodată zelul i se păru suspect orbului. Evident că nu va lăsa în casă o persoană necunoscută, care în fond putea foarte bine să gândească chiar în acel moment, să-l imobilizeze, să-l lege, să-l amuțească pe bietul orb fără apărare, pentru ca apoi să pună mâna pe tot ceea ce era valoros. Nu e nevoie, nu vă deranjați, mă descurc și singur. Și repetă în timp ce închidea ușor ușa. Nu e nevoie, nu e nevoie. Suspină ușurat în timp ce auzi zgomotul ascensorului. Cu un gest mașinal, fără să-și amintească în ce stare se află, îndepărtă capacul de pe vizorul ușii și aruncă o privire afară. De cealaltă parte,
Era un zid alb. Simțea contactul cercului metalic pe arcada sprâncenei, atingerea cu genele minuscula lentilă, dar nu putea să vadă. Albul insondabil acoperea totul. Știa că e acasă, recunoștea mirosul, atmosfera, liniștea, distingea mobilele și obiectele după atingere trecând ușor cu degetele pe deasupra, dar simțea de asemenea că toate încep să se dilueze într-o dimensiune stranie, fără direcție sau puncte de referință, fără nord sau sud, fără sus și jos. Așa cum a făcut probabil oricine, se jucase uneori în adolescență la ce ar fi să orbesc și ajunsese la concluzia după 5 minute cu ochii închiși că orbirea fără îndoială o teribilă nenorocire ar putea fi cu toate acestea relativ suportabilă, dacă victima ei și-ar păstra suficientă memorie nu doar a culorilor, ci și a formelor și a planurilor, a suprafețelor și contururilor, presupunând, bineînțeles, că pomenita orbire nu e din naștere. Ajunsese chiar să creadă că întunericul în care trăiau orbii nu era de fapt decât simpla absență a luminii, că ceea ce numim orbire nu face decât să ascundă aparențele ființelor și lucrurilor, lăsându-le intacte în dosul vălului ei negru. Acum, dimpotrivă, iată că se trezise cufundat într-un alb atât de luminos, atât de absolut, încât mai curând devora și absorbea nu doar culorile, ci și obiectele și ființele, făcându-le astfel dublu invizibile. Deplasându-se spre sufragerie și în ciuda prudentei încetineri cu care înainta, trecând mâna șovăitoare de-a lungul peretelui, răsturnă pe podea o vază de flori la care nu se așteptase. O uitase sau soția lui o lăsase acolo când plecase la servici, cu intenția de a o așeza mai târziu la locul potrivit. Se aplecă vrând să evalueze gravitatea dezastrului. Apa se împrăștiase pe parchetul ceruit. Încercă să adune florile, dar uitând de sticla spartă, o așchie lungă foarte ascuțită îi se înfipse într-un deget și el reîncepu să lăcrimeze de durere, de abandon, ca un copil orbit de alb în mijlocul unei case care, odată cu apropierea serii, începea să se întunece. Fără să lase florile din mână, simți cum îi curge sângele. Se răsuci să-și scoată batisa din buzunar și, de bine de rău, își bandajă degetul. Apoi, bâșbâind, potignindu-se, dând ocol mobilelor, pășind cu grijă ca să nu se împiedice de covor, ajunse la canapeaua unde el și soția stăteau la televizor. Se așeză, puse florile pe genunchi și cu mare grijă desfăcu batista. Sângele, lipicios la atingere, îl tulbură. Pentru că nu-l putea vedea, sângele devenise o viscozitate fără culoare, ceva într-un anume fel străin, care totuși îi aparținea ca o amenințare. Încet, pipăind ușor cu mâna sănătoasă, căuta ciobul subțire de sticlă ascuțit ca o spadă minusculă și, ținând degetul mare și arătător ca pe un clește, reuși să-l smulgă. Își înveri din nou în batistă degetul maltratat, apăsând cu putere să oprească sângele și, resemnat, obosit, se rezemă de canapea. Imediat, visă că se juca dea și dacă aș fi orb, în vis își închidea și deschidea ochii de multe ori, și de fiecare dată, ca și cum s-ar fi întors dintr-o călătorie, găsea așteptându-l ferme și nealterate toate formele și culorile, lumea așa cum o știa. Sub această siguranță liniștitoare, percepea totuși măcinarea surdă a unei îndoieli, poate că era un vis înșelător, un vis din care avea să se trezească mai devreme sau mai târziu, fără să știe în acel moment ce realitate îl aștepta. Apoi, dacă asemenea cuvânt are vreun sens, în vertijul în care nu durase decât câteva clipe și în starea de semiveche care precede deșteptarea, chipzui cu seriozitate dacă e bine să rămână în asemenea nesiguranță. Mă trezesc? Nu mă trezesc. Tot vine un moment când n-ai altă soluție decât să riști. Ce fac eu aici cu florile acestea pe genunchi și cu ochii închiși? Parcă mi-ar fi teamă să-i deschid. Ce faci tu aici? Dormind cu florile astea pe genunchi, îl întrebă soția. Nu așteptă răspunsul. Se apucă să adune resturile vazei și să șteargă parchetul, în timp ce bombănea cu o iritare ce nu încerca să o ascundă. Ai fi putut să faci tu asta în loc să adormi, de parcă n-ar fi treaba ta. El nu vorbi, își protejă ochii în dosul ploapelor strânse, străbătut deodată de un gând. Dar dacă deschid ochii și văd, se întreba cuprins de o speranță neliniștită. Femeia se apropie, observă batista pătată de sânge, enervarea ei se risipi într-o clipă. O, săracul de tine, cum ai pățit asta?
întrebă înduioșată în timp ce desfăcea bandajul improvizat. Atunci, el își dori cu toată puterea să o vadă pe femeia îngenunchiată în fața lui, așa cum știa că se află, dar convins că nu va vedea, deschise ochii. Bine că te-ai trezit, somnorosule, rostia cu un zâmbet. Se lăsă o tăcere. Apoi el spuse, nu te văd. Sunt orb, femeia îl certă. Nu mai spune prostii, cu unele lucruri nu se glumește. Ce n-aș da să fie o glumă? Dar adevărul e că sunt orb, nu mai văd nimic. Te rog, mă sperii, uită-te la mine. Sunt aici. Lumina e aprinsă. Știu că ești aici. Te aud, te ating, îmi imaginez că a prins lumina, dar sunt orb. Ea a început să plângă, se agăță de el. Nu-i adevărat! Spune-mi că nu-i adevărat! Florile alunecaseră pe jos, pe batista pătată, sângele începuse să picure din degetul rănit, iar el, de parcă ar fi vrut să spună că dracul nu-i așa de negru, murmură, văd totul în alb, și zâmbi cu tristețe. Femeia se așeză lângă el, îl îmbrățișă strâns, îi sărută cu grijă fruntea, obrajii, îi sărută cu delicatețe ochii. O să vezi că o să treacă. Nu ești bolnav. Nimeni nu orbește de la o clipă la alta. Poate, spune-mi cum s-a întâmplat. Ce ai simțit când... Unde? Nu încă. Așteaptă. Mai întâi trebuie să vorbim cu un medic de ochi. Cunoști vreunul? Nu. Nici eu, nici tu nu purtăm ochelari. Dar dacă te-aș duce la un spital, pentru ochi care nu văd, nu cred că au servicii de urgență. Ai dreptate. Cel mai bine e să ne ducem direct la un medic. O să caut în cartea de telefon un cabinet aproape de noi. Se ridică, îl mai întrebă. Observi vreo deosebire? Nu. Niciuna, spuse el. Atenție, sting lumina. Spune-mi ce se întâmplă acum. Nimic. Nimic? Cum adică? Nimic. Văd totul alb. Pentru mine... parcă n-ar fi noapte. Orbul o auzea pe femeie, răsfoind rapid paginile cărții de telefon. Încercând să-și rețină lacrimile, suspinând, spuse într-un târziu, ăsta e bun, sper să ne poată primi. Formă numărul, întrebă dacă era cabinetul și dacă putea vorbi cu domnul doctor. Nu! Nu, domnul doctor nu mă cunoaște. Dar e un caz foarte urgent. Da, vă spun dumneavoastră, dar vă rog să-i transmiteți domnului doctor. Soțul meu a orbit pe neașteptate. Da, așa e cum vă spun, într-o secundă. Nu e pacientul domnului doctor. Soțul meu nu poartă ochelari, n-a purtat niciodată. Da, are vedere foarte bună, ca și mine, și eu văd bine. Ah, vă mulțumesc foarte mult. Aștept. Da, domnule doctor. Da, dintr-o dată. Spune că vede totul alb. Nu știu cum s-a întâmplat. N-am avut timp să-l întreb. De-abia m-am întors acasă și l-am găsit în starea asta. Vreți să-l întreb? Ah, vă mulțumesc foarte mult, domnule doctor. Venim imediat. Orbul se ridică. Așteaptă, spuse femeia. Lasă-mă să-ți bandajez mai întâi degetul. Dispăru câteva clipe, se întoarse cu o sticluță de apă oxigenată, alta de mercurocrom, vată, o cutie de pansamente rapide. În timp ce se ocupa de el, îl întrebă. Unde ai lăsat mașina? Și brusc, dar tu, în starea asta, nu puteai să conduci. Erai acasă când... Nu, s-a întâmplat pe stradă, când așteptam la semafor. Cineva a avut amabilitatea să mă conducă. Mașina a rămas pe străduța din apropiere. Bine, să coborâm. Așteaptă jos la ușă, să mă duc să o iau. Unde ai pus cheile? Nu știu. El nu mi le-a dat înapoi. El? Cine? Bărbatul care m-a adus acasă. Era un bărbat. Poate că l-ai lăsat aici, pe undeva. Mă duc să mă uit. N-are rost să le cauți. N-a intrat. Dar cheile trebuie să fie undeva. Probabil că a uitat. Le-a luat fără să-și dea seama. Numai asta ne mai lipsea. Le luăm pe ale tale. Vedem după aceea. Bine, să mergem. Dăm mâna. Orbul spuse, decât să rămân așa, mai bine îmi pun capăt vieții. Te rog,
Nu spune prostii. Ne ajunge nenorocirea asta. Eu sunt orbul, nu tu. Tu nu poți ști cum este. Medicul te va face bine. Vei vedea. Voi vedea. Au ieșit din casă. Jos la intrare, femeia aprinse lumina și îi șopti la ureche. Așteaptă-mă aici. Dacă apare vreun vecin, vorbește-i cu naturalețe. Spune că mă aștepți. Cine se uită la tine nu-și dă seama că nu vezi. Nu e cazul să afle tot cartierul. Da, dar să nu întârzi. Femeia ieși în grabă. Nu intră și nu ieși niciun vecin. Din experiență, orbul știa că scara va fi luminată doar atâta timp cât se va auzi mecanismul contorului automat. De aceea, apăsa butonul de câte ori se făcea liniște. Lumina, această lumină, devenise zgomot pentru el. Nu înțelegea de ce întârzia femeia. Strada era foarte aproape, 80-100 de metri. Dacă mai întârzie, medicul va pleca, îi spuse. Fără să vrea făcu un gest mașinal, își ridică mâna stâncă să vadă câte ceasul. Își strânse buzele ca și cum l-ar fi strâns o durere bruscă și mulțumi sorții că nu apăruse în clipa aceea vreun vecin. La primele cuvinte ar fi izbucnit în lacrimi. O mașină se auzi pe stradă. În sfârșit, se gândi, dar pe dată îl nedumeri zgomotul făcut de motor. E un diesel, un taxi, spuse și apăsă pe întrerupătorul de la lumină. Soția intră, nervoasă, zdruncinată. Sfântul care te-a adus, sufletul milos, ne-a furat mașina! Nu se poate, n-ai văzut bine. Sigur că am văzut bine, eu văd bine. Ultimele cuvinte îi scăpară fără voie. Ai spus că mașina e pe strada din spate, se corectă ea. Dar poate că ați lăsat-o altundeva. Nu, nu, acolo e, sunt sigur. Ei, a dispărut. Deci cheile a profitat de tulburarea ta, de disperarea ta în care ai căzut și ne-a jefuit. Și eu care nici măcar n-am vrut să-l lasă intre în casă de frică. Dacă rămânea să-mi țină companie până când te-ai întors, n-a fi putut să ne fure mașina. Să mergem, ne așteaptă taxiul. Îți jur că mi-aș da un an din viață ca să-ți orbească și javraia. Nu vorbi așa de tare. Și să fie jefuit de tot ce are. Poate că o aduce înapoi. Ah, bineînțeles, mâine o să ne bată la ușă, să se scuze că a luat-o din greșeală și să întrebe cum te mai simți. Tăcură apoi până când ajunseră la cabinetul medicului. Ea încerca să-și alunge din minte furtul mașinii, strângea cu tandrețe mâinile soțului între ale sale, în timp ce cu capul în jos, ca să nu-i poată zări ochii șoferul prin oglinda retrovizoare, se întreba cum era cu putință ca ceva să îi se întâmple tocmai lui. Mie? De ce? Îi ajungea la ureche zgomotul traficului, câte un glas mai puternic când taxiul se oprea. Se întâmplă uneori. Încă dormim. Dar iată că sunetele exterioare străpung vălul inconștienței în care suntem învăluiți ca într-un lințoliu alb. Ca într-un lințoliu alb. Își clătină capul gemând, soția îi atinse ușor fața, parcă spunându-i, liniștește-te, sunt aici. Iar el își lăsă capul pe umărul ei, fără să-i pese ce crede șoferul, dacă ai fi ca mine, n-ai mai putea să conduci. Gândi copilărește și, fără să observe absurditatea frazei, se felicită pentru că în atâta disperare fusese în stare să formuleze un raționament logic. Ieșind din taxi, sprijinit discret de soție, părea calm, dar la intrarea în cabinet unde trebuia să-și afle soarta, o întrebă cu un murmur tremurător. Cum voi fi când voi ieși de aici? Și-și clătină capul ca unul care nu mai speră nimic. Femeia o informă pe recepționeră că era persoana care telefonase acum o jumătate de oră din cauza soțului, iar ea îi conduse într-o sală unde așteptau alți pacienți. Era un bătrân cu o legătură neagră peste ochi, un băiețel care părea strabic, însoțit de o femeie care era probabil maică-sa, o fată cu ochelari negri, două alte persoane fără semne particulare vizibile, dar niciun orb. Orbii nu merg la oftalmolog. Femeia își conduse soțul până la un scaun liber, și nemai fiind altul disponibil, rămase în picioare lângă el. Va trebui să așteptăm, îi șopti la ureche. El înțelese motivul, auzise vocile celor din jur. Acum îl copleșea o neliniște diferită. Cu cât va întârzia mai mult medicul, cu atât orbirea va deveni mai profundă și deci incurabilă, fără speranță. Se mișcă în scaun neliniștit, vroia să-și mărturisească neliniștea soției, dar în clipa aceea se deschise ușa și asistenta li se adresă. Intrați, vă rog, și către ceilalți pacienți, e ordinul domnului doctor.
E un caz urgent. Mama băiețelului Strabic protestă că dreptatea e dreptate, ea e prima, așteptând de peste o oră. Ceilalți pacienți o sprijiniră în șoaptă, dar niciunul, nici măcar ea, nu găsiră prudent să insiste. Dacă se supără medicul și îi face să plătească impertinența, făcându-i să aștepte și mai mult. S-a mai văzut. Bătrânul cu ochiul bandajat se arătă mărinimos. Lăsați-l, săracul, are necazuri mai mari decât noi. Orbul nu auzi. Intraseră în cabinetul medicului. Soția spunea, vă mulțumesc pentru bunătate, domnule doctor. Povestea e că soțul meu se întrerupse, în realitate nu știa ce se întâmplase. Știa că bărbatul ei e orb și că li se furase mașina. Medicul spuse, luați loc, vă rog. Se apropie de pacient ajutându-l să se așeze, iar apoi atingându-i mâna, îi se adresă direct. Spuneți-mi ce se întâmplă. Orbul spuse că, în timp ce aștepta în mașină să se schimbe stopul, s-a trezit deodată că nu mai vede, câțiva au sărit să-l ajute, o femeie în vârstă spusese că poate e din cauza nervilor și apoi un bărbat l-a condus acasă pentru că singur nu se putea descurca. Văd totul alb, domnule doctor. Nu pomeni nimic de furtul mașinii. Medicul îl întrebă, ați mai pățit asta la fel ca acum sau ceva asemănător? Niciodată, domnule doctor, nici măcar n-am nevoie de ochelari. Și spuneți că s-a întâmplat brusc? Da, domnule doctor, ca o lumină care se stinge, mai degrabă ca o lumină care se aprinde. În ultimile zile ați simțit ceva deosebit la ochi? Nu, domnule doctor, există sau a existat vreun caz de orbire în familie, la rudele pe care le-am cunoscut sau de care am auzit? Nimeni. Suferiți de diabet? Nu, domnule doctor. De sifilis? Nu, domnule doctor. De hipertensiune arterială sau intracraniană? Intracraniană nu știu, de cealaltă nu. Ne se fac controle la servici. V-ați lovit puternic la cap astăzi sau ieri? Nu, domnule doctor. Ce vârstă aveți? 38. Bine, haideți să examinăm ochii. Orbul îi deschise larg, ca pentru a facilita examenul, dar medicul îl luă de braț și îl instală în spatele unui aparat, pe care cineva cu imaginație poetică l-ar putea vedea ca pe un obiect confesional în care ochii au înlocuit cuvintele, confesorul uitându-se în sufletul păcătosului. Rezemați aici bărbia, recomandă. Țineți ochii deschiși, nu vă mișcați. Femeia se apropie de bărbat, îi puse mâna pe umăr, spuse. O să vezi că totul se rezolvă. Medicul ridică și coboră sistemul binocular de lângă el, învârti niște șuruburi mici și începu examenul. Nu găsi nimic pe cornee, nimic pe sclerotică, nimic pe iris, nimic pe retină, nimic pe cristalin, nimic pe nervul optic, nimic pe nicăieri. Se îndepărtă de aparat, își frecă ochii, apoi luă examenul de la capăt în tăcere și, când termină din nou, avea pe chip o expresie perplexă. N-am găsit nicio leziune. Ochii dumneavoastră sunt perfecți. Femeia își împreună mâinile într-un gest de bucurie și exclamă. Ți-am spus eu, totul o să fie bine. Fără să-i dea atenție, orbul întrebă. Pot să mă ridic bărbia, domnule doctor? Desigur. Îmi cer scuze, dacă ochii mei sunt perfecți, cum spuneți, atunci de ce sunt orb? Deocamdată nu știu. Va trebui să facem un examen mai minuțios. Analize, ecografie, encefalogramă. Credeți că are vreo legătură cu creierul? E o posibilitate, dar nu cred. Cu toate acestea, spuneți că nu găsiți nimic în neregulă cu ochii mei. Așa e, nu înțeleg. Ce vreau să spun este că dacă sunteți într-adevăr orb, orbirea dumneavoastră în acest moment este inexplicabilă. Vă îndoiți că sunt orb? Nici vorbă, problema este raritatea cazului. Personal, de când sunt medic, n-am văzut niciodată un asemenea lucru. Și aș îndrăzni chiar să spun că așa ceva nu s-a mai văzut în toată istoria oftalmologiei. Credeți că are leac? În principiu, negăsind nicio leziune, nicio malformațiune congenitală, răspunsul meu ar trebui să fie afirmativ. Dar se pare că nu este. Doar din prudență, doar pentru că nu vreau să vă dau speranțe care s-ar putea să fie fără fundament. Înțeleg. Asta e. Și va trebui să urmez vreun tratament? Să iau vreo doctorie? Deocamdată n-am să vă prescriu nimic. Ar însemna să procedez orbește. Ce expresie potrivită! Remarcă orbul. Medicul se făcu că nu aude, se îndepărtă de scaunul giratoriu pe care stătuse pentru observație și în picioare scrise pe o rețetă examenele și analizele pe care le considera necesare.
îi înmână foaia doamnei, poftiți, doamnă, reveniți cu soțul dumneavoastră când veți avea rezultatele. Dacă starea domnului se schimbă, dați-mi un telefon. Consultația, domnule doctor, o plătiți recepționerei. Îi însoți până la ușă, băigui o frază de încurajare de genul: o să vedem, o să vedem, nu trebuie să disperați. Și când se găsi singur în mica baie anexă, se privi lung în oglindă. Ce-o fi și asta? Murmură. Apoi se întoarse în cabinet, o chemă pe asistentă. Cheamă-l pe următorul. În noaptea aceea, orbul visă că e orb. Oferindu-se să-l ajute pe orb, omul care-i furase mașina nu avea în acel moment nicio intenție răuvoitoare, dimpotrivă. Nu făcuse decât să asculte de sentimentele de generozitate și altruism, care sunt, așa cum știe toată lumea, două dintre cele mai pozitive caracteristici ale speciei umane. Putând fi găsite până la și criminalii mult mai înrăiți decât acesta, un simplu hoț de mașini fără speranță de a avansa în carieră, exploatat de adevărații stăpâni ai afacerii, ei sunt cei care profită de pe urma nevoilor săracilor. La urma urmelor, nu e mare diferență între a ajuta un orb pentru ca apoi să-i fur mașina și a ajuta un bătrân neputincios și decrepit cu ochii pe moștenire. Doar când ajunsese aproape de casă, orbului îi veni firesc ideea, exact așa se poate spune, de parcă s-ar fi decis să cumpere un bilet la loterie numai pentru că îl văzuse pe vânzător. N-a avut nicio presimțire, a cumpărat să vadă ce iese, resemnat dinainte cu ceea ce versatila șansă i-ar fi adus, ceva sau nimic, alții ar spune că a acționat în funcție de un reflex condiționat al caracterului său. Cei sceptici, în privința naturii umane, care sunt mulți și încăpățânați, susțin că, dacă ocazia nu face întotdeauna hoțul, oricum e sigur că îl ajută mult. Cât despre noi, ne vom permite să credem că, dacă orbul ar fi acceptat cea de-a doua ofertă a falsului samaritan, în acea ultimă clipă, când bunătatea încă ar mai fi putut precumpăni, vorbind de propunerea de a rămâne să-i țină companie până la sosirea soției, cine știe dacă efectul responsabilității morale, decurgând din încrederea astfel oferită, n-ar fi inhibat tentația criminală, scoțând la iveală acea părticică luminoasă și nobilă, care oricând se poate descoperi până și în sufletele pierdute, încheind la modul plebeu, cum ne tot dăscălește proverbul din bătrâni. Orbul vrând să-și facă cruce, nasul și l-a spart. Conștiința morală pe care atâția nesăbuiți au insultat-o și chiar mai mulți au renegat-o e cea care există și a existat dintotdeauna, n-a fost o invenție a filozofilor din Quaternar, când sufletul abia era un proiect confuz. Cu trecerea timpului, plus activitățile conviețuirii și schimburile genetice, au sfârșit punând conștiința în culoarea sângelui și în sarea lacrimilor. De parcă n-ar fi fost de ajuns, am făcut din ochi o oglindă întoarsă înăuntru, cu rezultatul de multe ori că îi dezvăluie fără reținere ceea ce încercăm să renegăm cu gura. Se poate adăuga la această situație care este generală, circumstanța particulară că, în spiritele simple, remușcarea provocată de facerea de rău se contopește adesea cu spaime ancestrale de tot felul, drept care pedeapsa răufăcătorului ajunge să fie, fără par sau piatră, de două ori cea meritată. Nu va fi cu putință, va să zic în cazul de față, să deosebim cât era frică și cât era conștiință chinuită în frământarea care l-a cuprins pe hoț de cum a pornit mașina. Fără îndoială, nu va fi niciodată liniștitor să stai pe locul cuiva care ținea cu mâinile același volan în clipa când și-a pierdut vederea, s-a uitat prin același parbriz și n-a mai văzut. Nu trebuie să ai multă imaginație pentru ca astfel de gânduri să trezească imunda și târătoarea fiară a terorii, iată cum își arată capul. Dar și remușcarea, expresia agravată a unei conștiințe, cum am spus mai înainte, sau, dacă vrem să o descriem în termeni sugestivi, o conștiință cu dinții mușcători, îi aducea în fața ochilor imaginea orbului neajutorat, închizând ușa. Nu e nevoie, nu e nevoie, spusese bietul de el. De acum înainte, nu va mai fi în stare să facă un pas fără ajutor. Hoțul își concentră atenția asupra circulației, străduindu-se să nu-și lase ocupată mintea de gânduri așa de înspăimântătoare. Știa prea bine că nu-și putea permite nici cea mai mică greșeală, nici cea mai mică neatenție. Poliția circula pe străzi. Ajungea să-l oprească unul, vă rog permisul de conducere și buletinul.
Iarăși închisoarea, viață haină. Se străduia să urmărească semafoarele, nu trecea pe roșu, respecta galbenul, aștepta cu răbdare să vină verdele. La un moment dat, își dădu seama că începu să se uite la lumini cu o fixitate care devenea atunci obsesivă. Reglă deci viteza mașinii încât să aibă tot timpul în față culoarea verde, chiar dacă pentru a reuși trebuia să accelereze sau, dimpotrivă, să reducă viteza până la a-i scoate din sărite pe șoferii care veneau din spate. În cele din urmă, dezorientat, încordat peste măsură, sfârși prin a băga mașina pe o stradă laterală, unde știa că nu sunt semafoare și o parcă aproape fără să se uite. Era un șofer bun. Se simțea pe punctul de a face un atac de nervi. Exact așa formulase. Sunt pe punctul de a face un atac de nervi. Coborâ geamurile pe ambele părți, dar aerul de afară, dacă se mișca, nu răcorea atmosfera dinăuntru. Ce naiba fac? Se întrebă. Garajul unde trebuia să ducă mașina era departe, într-o localitate în afara orașului, dar în starea lui de spirit nu va reuși să ajungă. Mă prinde un polițist, ori am vreun accident. Și e și mai rău, murmură. Se gândi atunci că cel mai bine ar fi să iasă puțin afară, să-și aerisească mințile. Poate o să scap de gărgăunii din cap. Acum că ăla a orbit, nu înseamnă că o să o pățesc și eu. Nu e gripă să se ia. Fac un tur și-mi trece. Ieși. Nici nu e nevoie să închidă mașina. Se întoarce imediat și se depărtă. Nu făcuse nici 30 de pași când orbi. În cabinet, ultimul pacient care a fost primit a fost bătrânul cu suflet cum se cade, cel care spusese vorbe bune despre amantul care orbise pe nepusă masă. Venise doar ca să stabilească data operației la o cataractă care apăruse la singurul ochi care îi rămăsese, fâșia neagră astupa lipsa celuilalt. N-avea nicio legătură cu ce avea acum. Astea sunt de cazuri care vin odată cu vârsta, îi spuse medicul cu ceva vreme în urmă. Când crește, o scoatem. După aceea nu o să mai recunoașteți lumea în care trăiți. Când bătrânul cu legătura pe ochi ieși, iar infirmiera îi spusese că nu mai erau pacienți în sala de așteptare, medicul luă fișa omului care își pierduse vederea, o citi odată, de două ori, medită câteva minute și în cele din urmă telefonă unui coleg, purtând cu el următoarea conversație. Știi ceva? Azi am avut un caz extraordinar de bizar. Un bărbat care și-a pierdut complet vederea de la o clipă la alta. Examinarea nu a arătat nicio leziune perceptibilă, nici indicii de malformații de naștere. Spune că vede totul alb. E un soi de alb lăptos, dens, care îi se lipește de ochi. Încerc să redau cât mai bine descrierea pe care a făcut-o el. Da, sigur că e subiectiv. Nu, e un om tânăr, 38 de ani. Ai cunoștință de ceva caz asemănător? Ai citit? Ai auzit? Așa cred și eu. Deocamdată nu văd nicio soluție. Ca să câștig timp, l-am pus să facă analize. Da, putem să-l vedem împreună zilele viitoare. După cine o să mă uit prin cărți să revăd bibliografia? Poate găsesc vreo pistă? Da, da, știu, agnozia, orbirea psihică. Se știe, era incapacitatea de a recunoaște ce se vede. Da, și eu m-am gândit la posibilitatea să fie o amauroză, dar amintește-ți ce ți-am spus la început. Orbirea asta este albă, exact contrariul amaurozei, care înseamnă o beznă totală, doar dacă există o amauroză albă, o beznă albă, ca să zic așa. Da, știu, așa ceva nu s-a mai văzut. De acord, te sun mâine. Îi spun că vrem să-l examinăm amândoi. După ce termină conversația, medicul se rezemă de scaun, rămase câteva minute, apoi se ridică, își scoase halatul cu mișcări obosite, lente. Se duse la baie să se spele pe mâini, de asta dată nu mai întrebă oglinda metafizic ce-o mai fi și asta. Își recăpătase spiritul științific. Faptul că agnozia și amauroza erau identificate și definite cu precizie în cărți și în practică, nu însemna că nu pot să apară variante, mutații, dacă vorba este adecvată. Și iată că sosise ziua. Există 1000 de motive pentru care creierul se închide, ca un vizitator târziu care și-a găsit închisă propria ușă la întoarcerea acasă. Oftalmologul avea gusturi literare și știa să găsească citatul potrivit. Noaptea, după cină, îi spuse soției: am avut azi la cabinet un caz ciudat. Ar putea să fie vorba de o variantă a orbirii psihice sau a maurozei, dar până acum nu s-a constatat așa ceva. Ce boli sunt astea?
amauroză și cealaltă? Întrebă femeia. Medicul îi dădu o explicație accesibilă unei înțelegeri normale, care mulțumi curiozitatea femeii, apoi își căută în bibliotecă tratatele de specialitate, unele vechi de pe vremea facultății, altele recente și câteva atât de noi, încât nu avusese timp să le studieze. Căută în indexuri, apoi metodic, se apucă să citească tot ce găsea despre agnozie și amauroză, cu impresia incomodă de a se ști intrus într-un domeniu care nu era al lui, misteriosul teritoriu al neurochirurgiei, despre care avea puține cunoștințe. Târziu în noapte, împinse la o parte cărțile pe care le consultase, își frecă ochii obosiți și se rezemă de scaun. Acum, lucrurile erau limpezi. Dacă ar fi agnozie, pacientul ar trebui să vadă ceea ce văzuse întotdeauna. Nu s-ar produce nicio diminuare a acuității vizuale, ci pur și simplu creierul ar deveni incapabil să recunoască un scaun acolo unde e un scaun. Adică, ar reacționa în continuare la stimulii luminoși purtați de nervul optic, dar ca să fim în termeni familiari, pe înțelesul oamenilor cu informație puțină și ar pierde capacitatea de a ști că știe și cu atât mai mult de a o spune în ce privește amauroza, totul e clar. Pentru ca într-adevăr să fie vorba de ea, pacientul ar trebui să vadă totul negru, acceptându-se cu prudență verbul a vedea, când de besnă absolută e vorba. Orbul afirmase categoric că vedea, să acceptăm cu prudență verbul. O culoare albă uniformă, densă, de parcă ar fi fost cufundat cu ochii deschiși într-o mare de lapte. O amauroză albă, dincolo de contradicția ei etimologică, ar fi și imposibilitate neurologică, de vreme ce creierul care nu poate percepe imaginile, formele și culorile realității, n-ar putea să fie într-un alb continuu, ca o vopsea albă fără nuanțe, culorile, formele și imaginile pe care aceeași realitate le prezintă unei vederi normale, oricât de problematic ar fi, întotdeauna să vorbim cu proprietate de o vedere normală, cu conștiința foarte limpede că a ajuns într-o fundătură de unde în aparență nu vedea nicio ieșire, medicul clătină din cap descurajat și privi în jur. Soția lui se retrăsese, vag își aduse aminte că se apropiase o clipă și îl sărutase pe păr. Mă duc la culcare, trebuie să-i fi spus. Casa era învăluită în tăcere, pe masă cărțile împrăștiate. Ce-o mai fi și asta? Se întrebă brusc și se înfricoșă, ca și cum el însuși avea să orbească în clipa următoare și o știa. Își reținu respirația și așteptă. Nu se întâmplă nimic. Se întâmplă un minut mai târziu, în timp ce aduna cărțile ca să le pună în bibliotecă. Mai întâi își dădu seama că nu-și mai vede mâinile, apoi știu că e orb. Problema tinerei cu ochelari nu era gravă, avea numai o conjunctivită dintre cele mai simple, pe care medicamentul prescris de doctor o va rezolva în câteva zile. În timpul ăsta nu e nevoie să vă mai spun, vă scoateți ochelarii numai ca să dormiți, îi spusese acesta. Gluma era veche. Era de presupus că era transmisă de la o generație de oftalmologi la alta, dar efectul se repeta de fiecare dată. Medicul zâmbea pacientul auzind-o. Iar în acest caz merita. Fata avea dinți frumoși și știa să-i arate. Din naturala mizantropie, ori prea multe dezamăgiri în viață, orice sceptic obișnuit, știutor al detaliilor acestor femei, ar insinua că farmecul zâmbetului ei nu era decât o stratagemă a profesiunii, afirmație răutăcioasă și gratuită, pentru că el, zâmbetul, fusese frumos și în timpurile nu prea îndepărtate, când femeia era încă domnișoară, cuvânt perimat, de când viitorul era o scrisoare închisă, iar curiozitatea de a o deschide de-abia se trezea. Simplificând totuși, am putea să o includem pe această femeie în clasa așa numitelor prostituate, însă complexitatea urzelii relațiilor sociale, atât a celor diurne cât și a celor nocturne, atât a celor verticale cât și a celor orizontale, a epocii descrise aici, ne îndeamnă să moderăm tendința spre judecățile peremptorii, definitive, defect de care, dintr-o exagerată suficiență, poate că niciodată nu vom reuși să scăpăm. Deși era evident câți nori sunt în Iunona, nu e totuși drept să ne încăpățânăm, să confundăm o zeiță greacă, ceea ce nu este decât o obișnuită masă de picături de apă, plutind în atmosferă. Fără îndoială, această femeie se culcă pe bani, ceea ce ne-ar îngădui fără alte considerații, s-o categorisim ca fiind o adevărată prostituată, dar știind
că se culcă numai cu cine vrea și când are chef, nu trebuie disprețuită probabilitatea că atare diferență de drept ne-ar îndreptăți excluderea ei din gașcă, înțeleasă ca un tot. Ca și ceilalți oameni, ea are o meserie și, la fel ca și ceilalți, profită de orele libere ca să-i ofere plăceri corpului și să-i satisfacă nevoile, cele particulare și cele generale. Dacă nu intenționăm să o reducem la o definiție primară, în concluzie va trebui să spunem despre ea că trăiește cum îi place și, pe deasupra, se și bucură de plăcerile vieții. Era noapte când ieși din cabinet. Nu-și scoase ochelarii. Iluminatul străzilor o incomoda, mai ales reclamele. Intră într-o farmacie să cumpere medicamentul dat de medic. Se decise să nu audă când vânzătorul care o servea se plângea: ce nedrept e că anumiți ochi sunt acoperiți de geamuri negre. Observație care nu numai că era impertinentă în sine, un asistent farmacist, închipuiți-vă, dar îi și contrazicea convingerea că ochelarii negri îi dădeau un aer de mister amețitor, bun să stârnească interesul bărbaților care îi ieșeau în cale, interes pe care, eventual, l-ar fi retribuit dacă azi n-ar fi așteptat-o cineva, o întâlnire de la care avea motive să aștepte numai lucruri bune, atât în ce privește partea materială, cât și celelalte satisfacții. Bărbatul cu care se întâlnea era deja cunoscut, nu-i păsa că ea nu-și va putea scoate ochelarii, ordin pe care medicul încă nu îl dăduse, ba chiar i se păruse interesant, era ceva nou. La ieșirea din farmacie, tânăra chemă un taxi, pronunță numele unui hotel. Tolănită pe scaun, gusta deja distinctele și multiplele senzații ale plăcerii senzuale, de la cea din tâi atingere versată a buzelor, de la prima atingere intimă, până la succesivele explozii ale unui orgasm, care o va lăsa fericită și epuizată, de parcă ar fi fost răstignită, Doamne ferește, într-un carusel orbitor și vertiginos. Avem, deci, motive să conchidem că fata cu ochelari negri, dacă partenerul a știut să-și îndeplinească satisfăcător obligația de ritm și tehnică, plătește mereu dinainte și dublu ceea ce încasează după aceea. În mijlocul acestor gânduri, fără îndoială pentru că tocmai plătise o consultație, ea se întrebă dacă n-ar fi momentul să urce, începând de azi, ceea ce cu un zâmbitor eufemism obișnuia să numească justul ei nivel de compensație. Ceru taximetristului să oprească o stradă mai înainte, se amestecă printre oamenii care mergeau în aceeași direcție, ca și cum se lăsa purtată de val, anonimă și fără nicio vină vizibilă. Intră în hotel cu un aer firesc, traversă holul spre bar. Ajunse câteva minute mai devreme, trebuia deci să aștepte. Ora întâlnirii fusese fixată precis. Ceru o răcoritoare, o bău calm, fără să privească pe nimeni, nu voia să fie confundată cu o vânătoare ordinară de bărbați. Puțin mai târziu, ca o turistă care urcă în cameră să se odihnească după ce și-a petrecut după amiaza în muzee, se îndreptă spre ascensor. Virtutea, cine n-o știe, se lovește mereu de obstacole în anevoiosul ei drum spre perfecțiune, însă păcatul și viciul sunt atât de favorizate de soartă, încât, de îndată ce a ajuns în fața liftului, s-au și deschis ușile. Au ieșit doi oaspeți, o pereche în vârstă. A intrat, a apăsat pe butonul de la 3, 313 era numărul unde era așteptată. Aici e, bătut discret la ușă, 10 minute mai târziu era goală, după 15 gemea, după 18 murmura cuvinte de amor pe care nu mai trebuia să-l simuleze, după 20 începuse să-și piardă capul. La 21 simțea corpul că îi se topește de plăcere, la 22 țipă, acum, acum! Și când își reveni epuizată și fericită, acum văd totul alb. Pe hoțul mașinii l-a adus un polițist acasă. Circumspectul milos agent al autorității nu avea cum să-și imagineze că ducea de braț un delicvent înrăit, nu pentru a-l împiedica să scape, ci pur și simplu pentru că bietul om să nu se împiedice să cadă. În schimb, nu este foarte ușor să ne imaginăm spaima pe care a tras-o soția hoțului când, deschizând ușa, s-a trezit față în față cu un polițist în uniformă care aducea încătușat, așa i se păru, un jalnic prizonier, căruia, judecând după fața lui speriată, trebuie să îi se fi întâmplat ceva mai grav decât o simplă arestare. Mai întâi, femeia se gândi o clipă că bărbatul fusese prins în flagrant delict și că polițistul venise să percheziționeze casa, idee oricât de paradoxal ar părea,
destul de liniștitoare, având în vedere că soțul ei nu fura decât mașini, obiecte care din cauza dimensiunilor nu pot fi ascunse sub pat. Nu dură mult îndoiala. Polițistul spuse, domnul e orb, aveți grijă de el. Iar femeia, care ar trebui să se simtă ușurată pentru că agentul nu venise de fapt decât ca însoțitor, înțelesese dimensiunea nenorocirii care se abătuse asupra casei lor când un soț hohotind îi căzu în brațe, spunându-i ceea ce știm. Tânăra cu ochelarii negri a fost și ea adusă acasă de un polițist, la părinții ei, însă picanteria întrebărilor în care orbirea se declarase în cazul ei, curvă, femeie goală zbierând într-un hotel, băgând în sperieți oaspeții, în timp ce bărbatul cu care fusese încerca să se fofileze trăgându-și în grabă pantalonii, modera într-o oarecare măsură dramatismul evident al situației. Oarba, copleșită de rușine, sentiment întru totul compatibil, oricât ar mormăi prefăcuții prudențe, cu mercenarele exerciții erotice pe care le practică, după strigătele sfâșietoare pe care le scosese când pricepuse că pierderea vederii nu era o nouă și imprevizibilă consecință a plăcerii, de-abia mai îndrăznea să plângă și să se vaite, când îmbrăcată la nimereală, brutal, aproape în ghionturi, o dădură afară din hotel. Polițistul cu un ton care ar fi fost sarcastic dacă n-ar fi fost pur și simplu grosolan, vrut să afle după ce o întrebase unde locuia, dacă dispunea de bani pentru taxi. În astfel de cazuri, statul nu plătește, anunță. Procedeu căruia să notăm pe margine, nu îi se poate nega o anumită logică, având în vedere faptul că aceste persoane aparțin numărului celui care nu plătesc impozit asupra imoralelor lor venituri. Ea dădu din cap, dar fiind oarbă, închipuiți-vă, se gândi că polițistul ar fi putut să nu-i vadă gestul și murmură. Da, am bani. Și pentru sine însăși, mai bine n-aș avea. Cuvinte ce ni s-ar părea ne la locul lor, dar care, dacă suntem atenți la circumvoluțiile spiritului omenesc, unde nu există drumuri scurte și drepte, ajung aceste cuvinte să devină absolut clare. Ce voia să spună era că fusese pedepsită din cauza purtării ei rele, a imoralității ei. Asta e. Îi spusese mamei că nu va veni acasă la cină, și până la urmă ajunsese la timp chiar înaintea tatălui. Lucrurile s-au petrecut altfel cu doctorul oftalmolog. Nu numai pentru că era acasă când era atacat de orbire, ci și pentru că medic fiind, nu dorea să se lase pradă disperării, cum fac cei care își amintesc de corpul lor numai când îi doare. Chiar în asemenea situație tulburătoare, având o noapte de chin, tot a reușit să-și aducă aminte ce a scris Homer în Iliada, poemul morții și al suferinței. Mai presus ca oricare, un medic de unul singur face mult decât mai mulți oameni. Vorbe ce nu trebuie înțelese numai ca o expresie cantitativă, ci și ca majoritar calitativă, cum în curând se va convinge. A avut curajul să se culce fără să-și trezească soția, nici măcar atunci când ea, murmurând pe jumătate adormită, se mișcă în pat ca să-l simtă mai aproape. Ore și ore treaz, reuși să adoarmă din când în când, din pură epuizare. Dorea să nu se mai termine noaptea. Ca să nu trebuiască să anunțe, el care avea misiunea să vindece suferința ochilor celorlalți. Sunt orb, dar în același timp dorea să sosească rapid lumina zilei. Exact cu aceste cuvinte se gândi, lumina zilei, știind că nu o va vedea. De fapt, un oftalmolog orb nu mai e bun de nimic, dar era de datoria lui să informeze autoritățile sanitare, să le prevină asupra unor lucruri care se puteau transforma într-o catastrofă națională, pur și simplu un soi de orbire necunoscută până acum, foarte probabil deosebit de contagioasă și care, după toate aparențele, se manifesta fără prealabilă existența unor activități patologice, anterioare cu caracter inflamatoriu, infecție sau degenerativ, așa cum se putuse observa la orbul care venise la cabinet, sau așa cum se confirma în propriul său caz, o miopie ușoară, un ușor astigmatism, totul atât de benign încât, deocamdată se decise să nu-și pună lentilele de corecție. Ochii care încetaseră să vadă, ochii complet orbi, erau totuși în stare perfectă. Fără nicio leziune recentă sau veche, dobândită sau veche, își aminti examenul minuțios pe care îl făcuse orbului, cum diversele părți ale ochiului accesibile oftalmoscopului apăreau sănătoase, fără vreun semn de alterare morbidă, situație foarte rară la un bărbat de 38 de ani, cât spusese omul că are, și chiar la oamenii mai tineri.
Omul ăla nu trebuia să fie orb, își spusese, uitând câteva clipe că și el era. Cât de departe poate ajunge abnegația, și nu doar în vremea noastră, să ne amintim ce a spus Homer, deși cu vorbe ce par diferite. Se prefăcu adormit când soția lui se trezi, îi simți sărutul pe frunte, foarte delicat, ca și cum n-ar fi dorit să-l trezească dintr-un somn pe care îl credea profund. Poate că se gândise bietul de el. S-a culcat târziu, cercetând extraordinarul caz al sărmanului orb. Rămas singur, ca și cum l-ar fi gătuit încetul cu încetul un or gros care îi apăsa pieptul și intra pe nări și orbindu-l pe dinăuntru, medicul scăpă un geamăt ușor, lăsă două lacrimi să-i cadă și să-i se scurgă pe tâmple de o parte și de alta. Or fi albe? Se întrebă. Înțelegea acum spaima pacienților spunându-i: Domnule doctor, am impresia că îmi pierd vederea. În dormitor ajungeau micile zgomote casnice. Soția va veni în curând să vadă dacă mai doarme, se apropia ora să meargă la spital. Se ridică atent, bâșbâindu-și căută și-și puse halatul, intră în baie, urină. Apoi se răsuci în direcția unde știa că se află oglinda. De asta dată nu mai întrebă ce-o mai fi și asta. Nu spusese, sunt o mie de motive ca creierul omenesc să se închidă. Își întinse doar mâinile până atinse geamul, știa că imaginea lui e acolo privindu-l, imaginea îl privea pe el, el nu privea imaginea. Își auzi soția intrând în cameră, ah, te-ai sculat, spuse ea, iar el răspunse, da, imediat o simți alături. Bună dimineața, dragostea mea! Încă se mai salutau cu cuvinte afectuoase, după atâția ani de căsătorie. Și atunci, el spuse, de parcă amândoi ar fi jucat într-o piesă și urma replica lui, cred că n-o să fie prea bună. Am ceva la ochi. Ea reținu doar ultima parte a frazei, lasă-mă să văd, îi ceru. Îi examină ochii cu atenție, nu văd nimic. Propoziția era evident greșită, nu aparținea rolului ei. El ar fi trebuit să o rostească, însă o pronunță simplu, astfel. Nu văd. Și adăugă, presupun că m-am molipsit de la bolnavul de ieri. Odată cu trecerea timpului și cu intimitatea pe care o aduce, soțiile medicilor ajung să se priceapă și ele întrucâtva la medicină, iar cea de față, atât de apropiată cu bărbatul ei din toate privințele, învățase de ajuns ca să știe că orbirea nu se răspândește prin contaminare ca o contaminare. Orbirea e doar pentru că, văzător fiind, te uiți la un orb. Orbirea e o problemă personală între om și ochii cu care s-a născut. În orice caz, un medic are obligația să știe ce spune, de aceea merge la facultate, iar cel de aici nu numai că s-a declarat orb, dar și admite deschis că a fost molipsit. Cine e soția lui să se îndoiască, oricât s-ar pricepe la medicină? Se înțelege așadar că biata doamnă, în fața incontestabilei evidențe, a reacționat ca orice soție obișnuită. Am mai cunoscut două, îmbrățișându-și soțul, manifestându-și firească supărare. Și acum ce facem? Întrebă printre lacrimi. Anunțăm autoritățile medicale. E urgent. Dacă într-adevăr e vorba de o epidemie, trebuie luate măsuri. Dar o epidemie de orbire nu s-a mai văzut, afirmă femeia, dorind să se agațe de această ultimă speranță. Niciun orb care nu are niciun motiv aparent ca să orbească nu s-a mai văzut. Și în acest moment sunt cel puțin doi. Nici nu terminase de rostit ultima frază, chipul îi se transformă, își împinse soția aproape cu violență, apoi se dădu înapoi, îndepărtează-te! Nu te apropia de mine, te pot contamina. Și imediat, lovindu-și capul cu pumnii, tâmpitule, tâmpitule, medic idiot! Cum de cum nu m-am gândit? O noapte întreagă, unul lângă altul, trebuia să fi stat în birou cu ușa închisă. Și chiar așa, te rog, nu mai vorbi așa. Ce-o fi, o fi. Hai, vino, îți pregătesc micul dejun. Lasă-mă, lasă-mă! Nu te las, țipă femeia. Ce vrei să faci? Să umbli pe aici? Împleticindu-te, lovindu-te de mobile, căutând telefonul fără ochi, să găsești numerele de care ai nevoie, în timp ce eu asist liniștită la spectacol, închisă într-un clopot de sticlă rezistent la contagiere? Îl prinse de braț cu fermitate și spuse, să mergem, dragul meu.
Era încă de vreme când medicul reuși să ia, să ne imaginăm cu câtă plăcere, ceașca de cafea și felia de pâine prăjită pe care soția se încăpățânase să-i o pregătească. Prea devreme pentru a-i găsi la servici pe cei care trebuiau informați. Logica și eficiența impuneau să fie anunțat direct, cât mai curând posibil, un înalt responsabil din Ministerul Sănătății, dar doctorul se răzgândise curând, înțelegând că, prezentându-se doar ca un simplu medic care avea o informație urgentă de comunicat, nu era suficient ca să-l convingă pe funcționarul mediu cu care, până la urmă, după multe rugăminți, telefonista consimți să-l pună în contact. Omul dori să afle despre ce era vorba înainte de a-l pasa superiorului său imediat, și era evident că niciun medic cu simțul responsabilității nu se va apuca să trâmbițeze erupția unei epidemii de orbire primului subaltern căruia îi vorbește, panica ar fi imediată. Funcționarul răspunse: spuneți că sunteți medic? Dacă vreți, eu cred. Da, vă cred, însă am ordine. Ori îmi spuneți despre ce e vorba, ori nu dau curs cererii dumneavoastră. Subiectul este confidențial. Subiectele confidențiale nu se tratează la telefon. Mai bine veniți aici personal. Nu pot să ies din casă. Vreți să spuneți că sunteți bolnav? Da, sunt bolnav, spuse orbul după o ezitare. În acest caz, n-aveți decât să chemați un medic, un medic adevărat, replică funcționarul și, încântat de propriul spirit, închise telefonul. Ascultă Vox Online. Skype vox.lv.online. Facebook Vox Online. Website www.vox-online.ro.